E tare rău! Nu pot să mănânc! Salutare și bine v-am regăsit la un nou challenge împreună cu Teddy! Mamă, câți dintre voi ați vrut să-l vedeți în continuare, că vă era foarte dor de el. Nu mai mușca mâini. Și astăzi o să facem schimb de vieți cu Teddy. Știți că am mai făcut un episod cu schimb de vieți cu Alma și cu Șaze. Nu mai știu dacă am făcut și cu Șaze, dar o să trebuie să fac cu ea. Dar astăzi o să facem schimb de vieți cu Teddy. Yeah! Așa că un mare like dacă vreți să facem în continuare videoclipuri cu Teddy. Așa că vă dau la dispoziție 3 secunde. Așa că Teddy, 3, 2... 1. Apasă like, altfel te mușc. Mai apasă like? Apasă-mă like că te mușc, măi. Apasă like. Apasă. Și înainte de toate, nu uitați de platforma Boosteroid, pentru că o să vă pregătească ceva super, super tare. Așa că un link în descriere pentru cea mai tare platformă unde poți să joci jocuri direct din browser fără să trebuiască să descarci jocul, indiferent de performanța calculatorului tău. E ceva unic în lume și mi se pare absolut senzațional și îmi place foarte mult. Eu în fiecare seară mă joc și cine știe, hai să ne jucăm și împreună. Linkul în descriere și vă aștept direct la joacă pentru cele mai tari jocuri, Fortnite, GTA, CSGO, Minecraft și multe, multe altele. Să-i dăm bătaie. Rândul tău să stai în pat și să mănânci în pat, pentru că până acum nu ai pe jos, ai mâncat. Așa că poftim mâncarea ta. Și distrează-te, pentru că este rândul tău în pat acum. Dar te rog să nu faci pipi în pat, te rog, din tot suflet. Tu stai frumos în pat, iar eu stau în culcușul tău unde stai mereu. Ok. Noapte bună. Da, e puțin ciudat. Și da, exact așa mă uit și eu la Teddy de fiecare dată, în fiecare dimineață. Ce, vrei să mă pup? Băi, nu, da, exact așa cum mor eu în fiecare dimineață și încep să-l pup pe Teddy și văd că și el începe să mă... Da, drumul, de... nu trebuie să moști. Nu trebuie să moști. Da, și eu acum trebuie să mă trezesc. Ok. Ok, și trebuie să mă duc la baie. Teddy, mergem la baie. După tine, te rog. Perfect. Așa că e rândul meu să fac pe preș și e rândul lui să facă la toaletă. Așa că Teddy, pune-te tu primul pe toaletă. Pe toaletă, exact aici. Foarte frumos, foarte frumos. Bravo, extraordinar. Te simți ca un rege, corect? Trebuie să stai acolo, înțelegi? Trebuie să te învăț bunele maniere, da? De fiecare dată când faci, trebuie neapărat... Hop, unu să vii, hopa! A, ți-ai terminat nevoile. Ok, am înțeles. Deși am făcut nevoile, acum e rândul meu să fac la preș. Trebuie să stau aici până îmi fac nevoile. Hai, Teddy, te rog eu, învață-mă, că altfel nu știu. Învață-mă că tu ești regele aici. De fiecare dată fii la baie. Învață-mă să fiu deștept exact ca tine. Continuăm după ce îmi termin nevoile și trecem la următorul cadru. Atunci ai terminat, vrei să pleci. Ok, bine. Un lucru foarte important este că Teddy mănâncă de fiecare dată împreună cu Alma și cu Șazi din acele castronașe, cu apă și cu mâncare. El de obicei mănâncă boabe și apă bea exact de acolo. Iar eu o să trebuiască acum să mănânc din ele, iar el ca un rege o să mănânce ce mănânc eu în fiecare dimineață. I-am pregătit un castronaș și am pregătit niște șuncă de pui. Eu de obicei îmi fac cu un fel de sandwich. Felia de pâine, cașcaval și cu șunca de pui. Dar mai am cașcaval și pâine nu prea mănâncă el. Așa că o să-i dau șunca de pui, pentru că e mort după aia. Deci chipuiți-vă cât de bine o duce. Iar eu o să trebuiască acum să mănânc din castronul lui. Uf, hai de capul meu, nu pot. Pot, bă, ce ai? E ciudat. Ia. Gândiți-vă că sunt boabe. Am mai mâncat boabe de câini. Hai, măcar să iau una. Cu limba trebuie. Apropo, e spălat înainte castronul, să știți. Haide, mă! Ok. Am luat-o, nu? E tare rău! Nu pot să mănânc! E oribil! Ok. Am reușit să înghit. Haide, capul meu, Teddy, ce bine o duce. Uite că îți mai dau una. Eu nu mai am voie să mănânc. Tu mănânci șuncă presată. Haide, capul meu, cât de bine o duce. Bă, ce viață, mă. Ce viață poți să ai. Deci o singură boabă de aia de câine mi-a venit rău. Ce faci tu? O duci bine tu, nu? O duci bine, rău. Asta e viața de mătate. Ok, am terminat de mâncat. Ok, următoarea parte. El se joacă foarte mult cu acest urs care seamănă foarte bine cu el. Deci îmi pare rău, ți-am luat jucăriile. Tu trebuie să te joci cu jucăriile mele, adică pe la calculator și pe la electronice și pe acolo. Cu camera de filmat trebuie să faci vlog. Eu trebuie să mă joc cu ăsta. De obicei îl trage de urechi, încearcă să-l rupă. Ei, al meu ăsta. Ok, ok.
Bă, dar mă dor dinții, bă, bă! Hai din capul meu ce-mi dor dinții! Începe să fugă pe aici de neb... ce-mi dor dinții! Ia uitați-l! V-am zis! Ia uite! Ia uite-l, bă! Ia uite! Începe să fugă pe aici de neb... Băi, ce faci, bă? Ai, piticule! Mă, piticule, mă! Mâncate de te urăți de frumos, mă! Ok, ok, mi-ai tras și pără în gură o grămadă de la ursul ăla. Au! Nu mușca de... A, da, e o chestie foarte ciudată pe care o face și crea ceea ce nu e deloc bine, este că mușcă. El fiind mic, vrea să-și tocească dinții pentru că îl dor. Orice cățeluș mic în momentul în care îl crește și are câteva săptămâni, îl dor dințișorii pentru că îi cresc. Și el trebuie să roadă absolut orice. Ceea ce nu-i dăm voie, trebuie certat și învățat astfel încât să nu mai apuce orice. Tocmai de aceea îi dăm diferite oase și ceva de ronțăi. Pentru că el începe să roadă absolut orice. Ia să vedem, mai facem o singură chestie? Ia zi, mai facem o singură chestie, chinezoiule. Zi mai chinezoiule. Și ultima chestie și cea mai importantă este faptul că eu fac vlog și de fiecare dată trebuie să țin camera asta în mână. Așa că și el acum va trebui să facă vlog. Iar eu o să trebuiască să fac ce face el în timp ce eu fac vlog. Dacă ați înțeles. Ok, așa că o să-i dau camera lui Teddy. Îți înmânez camera și te rog să faci vlog. Hei, salutare! Eu sunt Teddy, ce faceți? Mă, cât de bine arăt în camera asta. Mamă! Mă, cred că o să fac daily vlog în fiecare zi. E incredibil! Deci pot să mișc camera asta pe unde vreau eu. Oi, hei, salut! Mamă, cât de bine arăt în fața camerei. Haideți să vă arăt ceva foarte incredibil, ceea ce fac eu de fiecare dată. Și mai exact, îmi place să mă plimb și să îl mușc pe Florentin de fiecare dată de picioare. Dacă mergem aici, vreau să vă arăt salamul meu pe care îl mănânc. Ia uitați-l, incredibil. Ok, hai că deja vă învățați, nu vă las să-mi furați salamul, e salamul meu. Haideți să vă mai arăt exact pe unde mă mai joc eu și de fiecare dată pe unde mai fac pipi prin pat, dar nu spuneți lui Florentin pentru că după ce mă bate sau dacă mă bate o să-l mușc. Ați înțeles? Să nu-i spuneți! Sunt cu ochii pe voi! Mă, dar miroase bine camera asta. Miroase chiar foarte bine. Mă, cât de bine arăt! Aici vreau să vă arăt exact osul meu, ăsta este osul meu unde fac eu de fiecare dată. Câteodată mai fac pipi în pat, dar fără să știe. Încă o dată vă zic, vă rog frumos să nu mă spuneți. Așa că acesta este vlogul meu. Sper să vă placă. Acum mă pun să mănânc. Ne vedem mai încolo pentru că am treabă. Hai, bine, nu mă mai filma. Pleacă de aici. Pleacă de aici. Hai, pleacă. Huș. Pleacă. Ce te uzi la mine? Pleacă. Iar eu de fiecare dată când fac vlog, uite, Teddy deja vrea să plece, s-a săturat de vlog, trebuie să stau și să dorm. Iar pe jos. A cincea oară când mă pun să dorm azi pe jos, el începe să mă pupe și să mă muște. Nu mușca că doare. Eu nu-ți fac așa, măi. Măi, eu nu-ți fac așa. De ce muști? Eu nu te... A, deci vrei să ne mușcăm? Ok, deci el mușcă, v-am zis că mușcă, așa că o să mușc eu. De coadă. Uite, așa face, de fiecare dată când vrea să mă muște, se bagă așa în mine. Băi, băi, na, uite, te scarpin cu părul meu, na, îți convine? Îți convine? Îți convine? Îți convine? Ia zi, ia zi, mă. Mi-a intrat iar un fir de păr în gură, habar n-am de ce. Următorul schimb de vieți este foarte important pentru că eu petrec majoritatea timpului pe scaun lucrând la calculator. Teddy o să stea pe calculator pe scaun, iar el de fiecare dată stă sub scaun împreună cu Shazi și mai bine și Alma câteodată și stau amândouă întinse sub scaun între picioarele mele pentru că eu se simt în siguranță acolo. Așa că el o să stea aici și eu jos. L-am adus pe Teddy. Tu o să stai de azi înainte pe scaun și îți faci treaba, trebuie să editezi. Iar eu o să stau aici. Nu trebuie să sar, trebuie să lucrez acolo. Du-te și lucrează. Eu trebuie să stau aici să dorm, că asta faci toată ziua, dormi. Și te joci și mușcă de picioare. Măi, stai acolo, stai acolo. Nu vreau să stai, nu vreau să lucrez. Băi, nu te cred că a plecat, ok. Se vede că seamănă cu Florentin Hriscu, de fiecare dată fuge de muncă. Ok. Perfect, cam atât a fost cu acest challenge. Dacă v-a plăcut, nu uitați dați un mare like în continuare, să ne urmăriți pe Instagram pentru mai multe poze cu Teddy, cu Alma și cu Shazi. Aveți totul în descriere, un follow neapărat și bineînțeles, vreau să vă zic că voi știți cei mai tari dansători și noi ne vedem data viitoare cu pace și iubire. Și nu uitați de platforma Boosteroid. O găsiți în descriere. Salutare!